M-am dus să văd proprietatea, am dat adresa. Când văd adresa, mă drogam 4. Te drogai? Modrogan 4. Am Modrogan, am înțeles Modrogan. Bună seara, dragii mei! Este duminică și ce altceva putem face decât să ne uităm la Podcast Imobiliar, episodul 11! Uhuh. Episodul 11! Avem, practic, o echipă completă, nu? Numai titulari am avut. Cristi Priză. Șerban Trâmbițașu. Și un invitat special. Am zis să-i fac și lui Priză pe placă. Am avut numai invitați cu păr, am fost în majoritate. De data asta l-avem pe... Toma Filipovici, un coleg de breaslă, unul din cei mai buni agenți pe care i-am cunoscut vreodată, dar o să descoperim de ce pe parcursul acestui podcast. Priză? Toma, în primul rând îți mulțumim că ne-ai onorat cu prezența. Și nu spunem vorbe goale, Toma chiar e în breaslă de câți ani ești agent? Din martie 2018. De fix? Deci de 5 ani și 7 luni. De 5 ani și 7 luni și e printre cei mai cunoscuți și cei mai apreciați agenți din România. Și cei mai profesioniști. Din punctul meu de vedere, da. Ascensiune ca a lui eu n-am văzut. Și nici nu cred că e. Mai e cineva? Să mă ierte Dumnezeu, am fost sub agent cât? 10 ani? 7 ani? Cam mult. El s-a născut direct agent. Vă mulțumesc pentru invitație. Nu m-am născut direct agent. N-ai ieșit cu insigna pair în piept? N-ai zgâriat-o pe mama când ai... Pot să zic că am devenit realtor înainte să încep să practic meseria asta atât de frumoasă pe care o iubesc. Sunt foarte norocos că am început cu niște pași corecți. Și asta nu este în detrimentul celor care n-au făcut-o, că n-au putut sau nu exista sistemul la momentul respectiv. Eu chiar mă simt binecuvântat din punctul ăsta de vedere. Adică am crescut cu pașii corecți, am intrat direct în modul de lucru pe care noi îl practicăm și am intrat și în asociația profesională în același timp. În modul de lucru se înțelege în reprezentare exclusivă. Da, mă refer că lucrăm în modul de reprezentare a unui singur interes într-o tranzacție, nu lucrăm în sistemul tradițional, nu avem nimic împotriva sistemului tradițional, doar că știm, nu presupunem, că este cel mai bun mod de lucru. Dacă îmi permiți, Șerban, am auzit un motto, dacă poate să mă corecteze cineva în comentarii cine a spus-o, dar a spus-o extraordinar de bine, nu știu dacă era de la noi sau din exterior, a spus așa: dacă clienții, consumatorii de imobiliare ar ști ce înseamnă reprezentarea exclusivă, 99% ar lucra cu un agent. Și cred foarte tare în asta. Da. Doar că nu știu. Și pentru cei care spun că, băi, Trâmbițașule, ai venit tu să vorbești de reprezentare exclusivă, să nu mai luăm comision din ambele părți noi, dar tu la început ce făceai? Cum la început? Cum ai început? Nu în intermediere? Uite că se poate să începi imobiliarele și fără să lucrezi în intermediere și fără să mergi la două capete. Sigur că se poate. Noi susținem, acum bine, dacă vreți să vorbiți doar cu mine, agentul imobiliar, și nu vreți să intrăm în sfera de asociație și în zona politică, putem să o facem. Nu tot intrăm în doar politică, în... până umezim bine. Politica Asociației Profesionale a Agenților Imobiliari din România este una foarte clară. Noi promovăm modul de lucru în reprezentare exclusivă. Dar? Dacă ai zice dar, aș anula ce am spus. Mai lasă cu problema asta. Cine ești tu? Zi. Cum o cheamă? Andreea Istrati? Andreea? Nu Andreea. Nu, eu sunt Denis Rifai. Zi, mă, Istrati a zis în ultimul atât timp, training. Indiferent de modul de lucru pe care îl practică agenții imobiliari din România, noi îi invităm să intre în asociație, să se șlefuiască în orice direcție vor ei. Pentru că asta e politica. Vrem să vină să ne cunoască, să aparțină comunității și să înțeleagă de ce membrii noștri sunt mai profitabili și mai de succes decât restul, că nu pot să nu fac o diferență. Da, se vede în conturi, frate. Se vede în conturi. Eu nu sunt o persoană politică corect decât până la un punct. Nu pot să fiu ipocrit și să spun da, că și în modul ăla faci bani. Da, dar e foarte important cum îi faci, pentru că dacă vrei să faci o carieră în imobiliare, e extrem de importantă reputația. Nu zic că nu poți să o faci zic sistemul tradițional, că așa m-am virusat. În intermediere. Și noi ce facem, tot intermediere se numește, contractual, juridic vorbind, în codul fiscal, o să vedeți și în legea, dacă citiți despre comision,
Noi ce facem este intermediere cu clauză exclusivă. Termenul de reprezentare exclusivă probabil că nu va exista nici măcar în lege. Este demonstrat că agenții care lucrează în reprezentare exclusivă sunt mai profitabili. Din multe puncte de vedere, atât ca satisfacție profesională, cât și ca cifre. Puteți să ne uităm la premiile care s-au acordat recent. Vedem cine sunt agenții nominalizați și în ce mod lucrează. Pentru că în modul clasic, care a început să devină perimat, și de ce? Oamenii ce vor? Vor calitate. Vor să fie reprezentați, vor să li se reprezinte interesele. Asta ce înseamnă? Reprezentarea unui singur interes. Pentru că nu ai cum să le reprezinți pe amândouă. Este imposibil, este ilogic. E ca și cum ar un avocat ar reprezenta ambele părți. Despre ce vorbim? În relația fiduciară, despre asta e vorba. Adică... Încearcă foarte mult să vină cu argumente, că mai sunt discuții în multe tabere, cum că, ba nu, e normal să iei din ambele părți, că uite, eu păi îl ajut pe cumpărător, că îi fac actele, sau că nu știu cum. Sau nu zice nimeni că nu prestez servicii, eu înțeleg și argumentul ăsta, îl înțeleg. Eu vorbesc, pot să vorbesc doar despre mine și despre statisticile pe care le avem, de exemplu, în MLS. Știm, okay, ce MLS? MLS este Multiple Listing Service sau serviciu de listare multiplă, este o unealtă fără de care cel puțin eu nu-mi imaginez să lucrez, în care îmi fac analizele comparative de piață. Man, eu știu ce e, lor le explică. Și, iartă-mă, și îmi listez proprietățile pentru colaborare. Dar nu doar acolo. Okay. O fac și în Imoflux de când am venit în echipa Renet. Și, apropo, sunt foarte bucuros că am venit în echipa Renet. M-am relaxat grozav. Dar chiar tu când ai venit la... Se vede! Eu am venit, da, mulțumesc că multă lume spune asta, am și slăbit, dar de sănătos, nu de stres. Am venit în echipa Renet în martie. Și iată că 7 luni mai târziu pot să zic că e acasă. Dacă până acum veneam în vizită și colaborasem cu colegi din echipa Renet, colegi de Breasla, acum pot să zic că sunt ca acasă. Eu erai agent independent și când nu lucrai la Renet? Nu eram agent independent, eram agent francizat. Eram la RealPro, care încă susțin asta și sunt recunoscător pentru școala pe care am făcut-o acolo. Probabil cea mai bună școală de imobiliare din România și zic asta cu tărie. Pentru că acolo am învățat și de ce, poate unii se întreabă, ok, dar cum s-a întâmplat? Ai avut noroc? Ți s-au servit niște listing-uri pe masă? Nu. Am învățat, în primul rând am dorit foarte tare să aparțin și eu funcționez pe structuri. Adică eu trebuie să am indicații clare, funcționez pe o ierarhie. Mă rog, până acum am făcut fundamente juridice, am învățat practică imobiliară, am făcut mentoring, am învățat cum să mă prezint, cum să vorbesc, cum să mă îmbrac după caz și care este procesul. Asta mi-a asigurat în proporție de, zic eu, 50% succesul pe care l-am avut până acum în imobiliare. Restul de 50% sigur că se împarte între capacitatea mea de a deservi efectiv clienții pe care i-am, de a le face față, de a relaționa cu ei, de a face raportul, dar întotdeauna mă întorc la pași. Întotdeauna mă întorc la pași. Măi, am făcut vizita inițială, ok, ce urmează să fac? Prezentarea serviciilor. Am acordul să merg mai departe, apoi mă apuc de analiză. Am acordul pe preț? Deși, de regulă, după întâlnirea de listing, cum îi spunem noi, prezentarea serviciilor în care explici omului ce faci pentru el și agrează să lucreze cu tine, listingul e al tău. E luat. Deja prețul e secundar. Prețul, condițiile de vânzare. Asta e partea a doua. Băi, cred că-s buni, dar nu cred că sunt cea mai bună școală din România. Cel puțin eu te contrazic atât timp cât trăiește George Șeicaru de la Evolution din Brașov, care, din punctul meu de vedere, e un geniu al imobiliarelor. Îl respect foarte mult pe George, mi-e chiar prieten. Am avut onoarea să țin un mic segment dintr-un real estate gym la Remax Evolution în Brașov. Oamenii, ce să zic, tot respectul, îi iubesc maxim, m-au cazat, m-au wine and dine me zilele care am stat acolo, am fost cu familia și a fost o bucurie să vorbesc cu agenții de acolo, o gură de aer proaspăt, pentru că Brașov nu pare, dar este o piață mare, foarte fertilă, nu sunt foarte mulți agenți. George probabil că în foarte scurt timp va fi numărul 1 cu echipa lui acolo. Păi e numărul 1 cu echipa lui acolo. Cred că e numărul 1 acum, de curând, acolo, pe cifrele noi, nu știu dacă la nivel de județ, dar sunt foarte, foarte buni, mi-a plăcut energia lor. Deci când am intrat acolo, așa cum am spus, am primit o gură de aer.
Energie bună, informații super, oamenii foarte friendly, profi. Ce înseamnă stăpânul bun? E, e frate. Vorbi ca Becali. Stăpânul, da? Stăpânul și slujitorii. Da. Am avut o discuție chiar azi, dacă tot vorbeam de chestii fresh înainte să începem emisiunea, vis-a-vis de partea asta de democrație în organizații. Nu pot să zic că organizații democratice funcționează foarte bine. Da, mă, lasă-mă, că așa zic și eu lui Femiu, că fac ce vreau eu. Zic, băi, vezi că la noi e casă, nu-i democrație, Vlade. Da, mulțumesc. Și se aplică în multe domenii. Da, ce e? Dictatură la noi acasă. Ce înseamnă? Ok, adică hai să ne spunem dictatură, dar democrație. Adică eu nu pot să cer părerea, da, bă, nu, 300 de oameni ca să fac o mișcare. Da, există conducere, da, există niște structuri, nu? Am divagat, mă scuzați. Da, mă rog, okay. Next question. Mai avem regim uri. Da. Regim uri. Când a fost înființat APAIR-ul? Zim că eu nu sunt membru. Asociația Profesională a Agenților Imobiliari din România. Păi nu ești membru încă. Eu nu sunt membru încă și vreau să mă documentez că vreau să presupunem că vreau să intru mâine și mă întreb de când e APAIR. Să presupunem. APAIR este înființat în 2009 pe modelul NAR sau National Association of Realtors, care este cea mai mare asociație de profil din lume. Unde avem și un membru, nu? Nu te înșeli, aici o să fac o să explic. Sunt destul de mulți realtori români care sunt în America, care sunt membri NAR, iar noi avem un membru în APAIR care este ambasador pe global pentru APAIR, pentru regiunea noastră. Este Dan Negulescu, care este unul din membrii fondatori ai asociației, și apoi avem pe Alina Ebi din Chicago, care la fel a fost ambasador pentru regiunea noastră, România, Georgia, Serbia și așa mai departe. Ce fac oamenii ăștia? Ei fac lobby. Okay. Astfel a putut fi adus MLS-ul în România, astfel a putut fi făcut APAIR pe modelul NAR. Ce înseamnă pe modelul NAR? Noi avem codul etic, care este instrumentul nostru principal de business, 100% pe NAR. Și statutul a fost făcut tot pe NAR, numai că el va suporta niște modificări, pentru că România e foarte diferită la nivel de comunicare instituțională față de America. Noi fiind și în UE acum, sunt diferențe majore, legislative, de înțelegere. Noi nu putem să facem ce fac congresmenii americani. Să mergem să discutăm cu nu știu ce corporație sau nu știu ce partid, să facem ce vrem noi. Pentru că asta se numește trafic de influență. Și atunci noi acum, de când sunt un board, practic din 2019 și cu noua echipă pe care avem acum, și avem o echipă foarte solidă împreună cu Victor Ion, George Mihăiță, Gabi Arteni și Mihăiță Moldovan, încercăm să ne adaptăm la ce va urma. Și la ce va urma mă refer la lege, de asta o putem discuta separat. Vis-a-vis ce bine ar fi să urmezi o lege, da. O să discutăm separat. Vis-a-vis de APAIR, APAIR este la momentul actual cea mai mare asociație profesională cu membri individuali, că asta înseamnă asociație profesională, din România. Adică sunt câți? În momentul de față, deci astăzi, ieri am avut ședință de Consiliu Director, am aprobat 16 noi membri, împreună cu 308 activi, avem 324 de membri activi. Din câți, aproximativ, câți agenți? Foarte greu de spus. Noi am avut un proiect comun cu ONPCSB-ul, cu Oficiul Național contra Spălării Banilor. Am încercat să inventariem câte agenții imobiliare active sunt în România și nu am reușit. Cifrele variază de la... între. E atât de vag, adică așa, nu vreau să nu suntem la observator acum, că aș spune tâmpenie și s-ar lua o fractură. Câți fac pe bune? Din punctul meu de vedere, agenții activi reali în România nu sunt mai mult de 6.000. Nu sunt. Caenuri de imobiliare sunt 37.000. Ceea ce înseamnă că este piață... 37.000 de caenuri. Dar am întâlnit multe firme și cred că și voi în activitatea voastră care aveau 30 de caienuri. Da. Adică nu e vreo surpriză. Dar din experiența mea și mergând și în țară și eu fiind iarăși binecuvântat, norocos, stau de vorbă cu agenții de zi din toată țara, ne dăm lead-uri reciproc, discutăm despre piață, discutăm despre ce se întâmplă, eu aflu informații, că de fapt asta e, că mă întreabă lumea, băi, de ce te bagi tu în chestia asta cu APAIR-ul ca voluntar? Că e o tâmpenie, tu nu câștigi bani din asta. Stați un pic, nu câștig bani, dar câștig informații. Informația e puterea. Da? Deci asta e cel mai mare avantaj, plus că sunt în comunitate. Adică m-a ajutat de chestia asta. A fost un, nu știu cum să-i zic, e un, uite cum sunt cu Renet acum, da?
Nu ești doar, sigur că oamenii lucrează cu Cristi Priză sau cu Șerban Trâmbițașu. Nu poate să lucreze toți cu Cristi Priză. Nu poate să lucreze toți. Brandul... Poate lucrează cu Renet. Poate lucrează cu Renet. Da, contează și asta. Dar ca cifre mi-e atât de greu să spun... Care Șerban Trâmbițașu e Renet și Cristi Priză. Știi că am fost, am fost la un curs în iarna anului trecut, susținut de Zola, era un curs pentru brokeri. N-am fost foarte atent pentru că fiind organizator n-am putut broker să stau la curs. Broker fiind manager de agenții. Manager de agenții. Da, și aici fac o paranteză pentru că se va, conform legii, ultimul draft de lege, agenții se vor separa în două entități. Două categorii. Brokeri și agenții imobiliari. Da. Cum ar veni eu cu care mi-am deschis în august Trâmbițașu Estate? Tu vei fi broker. Eu sunt broker și oamenii mei sunt agenți imobiliari. Exact, dar adică tu ești responsabil legal. Adică nu mai sunt eu agent și ei subagenții. Eu, eu da. Sunt broker și ei sunt agenți imobiliari. Tu ești responsabil dar legal. Dar eu sunt partener Renet în continuare. Da, și Rainmaker. Rainmaker. Așa se numește stăpân. În curs. În curs e Rainmaker, cel care aduce lead-urile. Da. Ăsta e Rainmaker-ul. Referitor la cifre, știi, poate lumea o să se întrebe, Pair, 300 de membri, păi ce înseamnă asta la o țară de, nici aia nu știm că recensământul a fost semi-fail, suntem 18 milioane, suntem 20, suntem 16, nobody knows, adică e atât de volatilă chestia asta, e relevant? Procentual nu e relevant la raportul de câți agenți sunt sau ce populație avem în România. Dacă 6.000, deși eu știu că acum câțiva ani buni erau 7.000 declarați și eu cunoșteam vreo 5 nedeclarați, vreo 10-12.000 minim, mie mi se pare că acum toată lumea e agent imobiliar, frate. Băi, hai să le la volume, Șerban. Știi câți mă sună, mă, să fie agenți imobiliari? Băi, mi se rupe sufletul. Vreau să lucrez pentru tine. Paradigma. Se va schimba paradigma. Mulți, păzi. Bă, cred asta. Cred asta. Mai faci angajări trâmbite, n-am făcut niciodată. Întrebarea asta a stricat toată conversația. Faci angajări? Stai un pic, că noi nu facem angajări, agenții imobiliari nu pot fi angajați. Pot fi angajați, dar sunt sortiți pe IRI, pentru că tu ești, trebuie să ai mindset antreprenorial. Da, da. Dacă nu ai mindset antreprenorial, nu ai ce să cauți în industria asta. Hai că zi, termină tu și povestești. Am terminat, gata, nu, hai să schimbăm, da, că intru prea tehnic. Spun că sunt 324 de oameni care respectă un cod etic. Care respectă un cod etic, se supun unor comisii de etică și de reclamații. Există și o comisie de arbitraj, dar după ce am angajat o echipă de legal, acum avem o echipă de legal permanent, sunt avocați specializați în dreptul asociațiilor care ne învață ce să facem. Ca să creștem și noi cum au crescut alte asociații. Vezi, Anevar, industria jocurilor de noroc, RomSlot, industria băuturilor răcăritoare, oncologi, orice asociație profesională la care vă gândiți voi, noi am zis, măi, hai să ne uităm cine sunt cei mai buni în România. Ei sunt. Am luat cei mai buni avocați care ne învață cum să facem procedurile în așa fel încât să creștem și să facem și business. Pentru că mulți mă întreabă, dar de ce să intru în APAIR? Poate și tu m-ai întrebat. Și atunci fiind într-un cadru așa informal, m-am enervat și am zis, bă, dar de ce nu vreau să intru în APAIR? Să intri în APAIR, că n-am nevoie de tine, știi? Nu, glumesc. Trebuie să te întreb ce poți tu să faci pentru asociație, alt clișeu, dar răspunsul l-am găsit chiar... Acum câteva zile dădeam un interviu și am zis, băi, în primul rând e vorba de apartenență, pentru că eu cum am crescut, cum am ajuns să am toate conexiunile astea, aparținând, stând de vorbă cu cei vechi, stând de vorbă cu cei noi, acumulând și o experiență, acum dând-o mai departe, dau înapoi către asociație, e o karma, nu știu, se întâmplă ceva foarte, foarte fain acolo. Deci schimbul ăsta, doar simplu fapt că eu pot să sun, chiar azi am dat un lead unui coleg, întâmplător din Renet, care e specialist pe zona lui, m-a sunat un foarte bun prieten de-al meu care voia să lucreze doar cu mine, vezi, domne, și i-am zis, cu drag, nu pot să te susțin în momentul ăsta, deși tragi de mine ceva timp, pentru că am atât eu de mare volum. De 200 de euro. Nu, e o vânzare de 150K probabil și am zis, băi, îți dau cel mai bun agent din zonă veted, adică este... Are experiență de 18 ani în imobiliare, știi, deci zona lucrează în reprezentare. Daniel Dobre, după cum vorbești. Nu. Nu? Nu. Vezi, te-ai aruncat. Dar și Daniel e bun pe zona lui. Nu zice nimeni că nu e bun, dar asta era altă speță. Da. Ideea e că i-am spus clar, nu vreau să te încurc. Și nu-i dăm numele, eu tot așa. Zi, mă, numele. Victor. Victor Ion. Victor Ion, bun.
Victor Ion. I-am dat numele, am zis, sună-l, e prietenul meu, e ca și cum ai lucra cu mine. E McDonald's. Adică e aceeași rețetă, doar că el are mai multă experiență decât mine. Și am foarte mare încredere în el. Chiar am făcut două colaborări în ultima lună. Am văzut ceva. Adică, scuză-mă. La colaborări, făcut, adică? Eu țin cu voi, fost... să înțelegeți toți termenii, că asta e pentru toată lumea, nu doar pentru oamenii din domeniul imobiliar. Cam pe ultimul podcast, 22.000 de vizualizări. Mulțumesc, priză, că nu ți-ai abladat corect podcastul. Asta și nu toți... e mult, e puțin. E mult. Nu mă pricep. E mult. Pentru un podcast dedicat imobiliarelor, zeci de... E grozav, nu? Super. Asta e grozav. Da, e mult. Mult. Fire câte are? Pe Fire nu face imobiliare. Fire își bate joc de oamenii profesioniști din imobiliare, dar ajungem și la tine! Ajungem și la tine, că m-am trezit cu tine în dimineața asta. Știi cine mi-a trimis clipul despre ce ai vorbit tu? Radu Țibulcă. Ia vezi, trâmbițașule, ce a mai zis ăsta de tine. Și am îmbrăcat copiii. Altul? Mai pus unul acum? Altul unul. N-am văzut. Altul unul în care s-a contrazis... El pe el însuși. Trebuie să vă fac o mărturisire. Da. M-am uitat la un clip cu Silviu Fire în care făcea mișto de colega noastră care e acum realtor, de Madalina Manoilă, de la Remax Optimus, cu care sunt foarte apropiat și chiar am fost la ei în agenție și am ținut un, e mult să zic curs, dar un workshop așa, ca între prieteni. Și mi-amintesc că atunci când a scos acel clip în care râdea efectiv de chestia asta, m-am amuzat prima dată, am stat, am analizat, ne cunoscând atât de bine pe Madalina, după aia am cunoscut-o, zic, bă, ce crezi, femeia e super tare în ceea ce face, e profi, după care la multă vreme văd acel, nu știu ce, cum se numește, clip, podcast, whatever, în care analiza agenții imobiliari de pe TikTok. Și unele faze, într-adevăr, au hilare. Și la un moment dat e un punct în care ajunge la Robert Gagos, care n-a zis nimic. Mamă, zic că aici n-a avut tu păi să comentezi nimic. Omul face entertainment, îl face bine, dar pun într-o limită, nu știu, cumva e sălbatic, știi? Trebuie domesticit un pic. Nu poți așa să duci, dar pentru că la un moment dat... La ce era de fapt dimineață? Că nu, domne, urgență 1, urgență 2 și urgență 3 sunt așa, de fapt clasa 1 de risc seismic, că trebuie să le dăm. Că trebuie să le dăm un echivalent în clasă. Cum? Era o pată pe un bloc, era decolorat. Ce a fost aici? De unde e pata asta? A fost bulina, a dat-o jos. Și întărâtă cumva aia, dau donații și ea zic, trâmbițașul, fomist, cam văd ce scrie acolo. În fine. Și... intră în podcastul cu rectorul UTCB, care zice că urgențele nu sunt clase de risc. S-a blocat românul meu, Fire. Bă, nu zic că l-a pus la îndoială pe rectorul UTCB? Bă, trebuie să vezi clipul de azi. Incredibil. Deci când l-a pus la îndoială, am închis tele. Zic, lasă-mă, mă. Știi ceva? Nu există publicitate negativă, Șerban. Eu mă bucur să vorbească cât mai multă lume. E rici. E foarte bine. M-ai întrebat de colaborări ce înseamnă. Ca să răspundem oamenilor. În cazul meu cu Victor, sunt două specii total diferite și asta e ok, vorbesc și pentru public, e important să știe, dar vorbesc în special pentru colegii de breaslă. Pentru că e o mare confuzie aici între agent, subagent, cum se remunerează colaborarea, ce înseamnă lead, ce înseamnă referral. E foarte simplu și dau un exemplu fresh. Eu am dat un lead lui Victor, i-am zis, ok, ăsta e prietenul meu din America, vrea să-și vândă un apartament la 5 minute de unde locuiești tu. Victor s-a ocupat, a făcut tranzacția, din care eu, care recomand business-ul, voi primi un procent. Se numește referral fee. Sau comision de recomandare. Asta care este setat la X procent. Da. Asta e vorba de politica comercială a fiecăruia. Bun. Speța 2. Eu aveam un listing, un apartament pe Mihalache 335, într-un bloc din 68, un 3 camere aproape confort 2, pe care l-aveam listat și aici recunosc că nimeni nu e perfect, l-am supraevaluat undeva cu 6%. Acel 6% m-a făcut ca în 45 de zile să nu am aproape nicio reacție. Deci am avut o singură prezentare unde am primit o ofertă, nu că sub prețul din analiză, 15% sub preț. Și am explicat clientele mele, zic, cred că am supraestimat stocurile în primul rând din zonă, pentru că aveam competiție destul de puternică pe genul ăsta de apartament.
La vreo săptămână distanță, n-apucasem să ne repoziționăm ca marketing și ca preț, mă sună Victor. Zic, domne, uite, tocmai am vândut un apartament în zonă și tipul vrea un upgrade de la 2 la 3 camere și am văzut apartamentul tău. Vrem să-l vedem. Zic, da, cu drag, vino. Au venit, au făcut oferta. Oferta mai mult decât rezonabilă, mult mai aproape de prețul de listă pe care îl aveam. Și clienta mai a acceptat oferta. Am semnat rezervarea, urmează să facem vânzarea directă. Oamenii vin din, proprietarii, clienții mei vin din Canada. Iar eu pentru asta eu ofer un comision de colaborare lui Victor. De data asta e comision de colaborare. Deci îl remunerez pentru că mi-a adus un cumpărător cu o parte din onorariul meu. Procentual nu contează, da. Că sunt 30%, că sunt 50%, e mai puțin important. Important e că atunci când vorbim de reprezentare exclusivă, trebuie să existe o remunerație pentru agentul colaborator. Pentru că altfel nu e cointeresat. Pentru că sunt zero agenți în București, adică eu, în afară de nevastă mea, nu știu pe nimeni care să facă reprezentarea cumpărătorilor, pe bune, și doar asta, profi. De ce ar veni un agent la tine când ne vizi la colaborare dacă nu îl plătești? Și aici vorbim de un factor din contractul tău de reprezentare, că tu te obligi să colaborezi și să remunerezi și la la la. Și asta pentru consumatori și pentru public. Am văzut articolul Daniel Dobre, apropo că vorbeai de Daniel Dobre, mi-a plăcut foarte mult. Cred că este cel mai bun articol pe care l-a scris până acum, pentru că e concret. Eu l-am citit astăzi și mi-a făcut plăcere, l-am și felicitat, în care explică, făcând niște analogii, ce înseamnă reprezentarea exclusivă. Mi-a plăcut mult. Mi-a plăcut foarte mult. Mi-ar plăcea ca, de fapt vorbesc tâmpenii acum, se întâmplă fenomenul ăsta. Pentru că cererea publicului de calitate a determinat și agenții să-și upgradeze serviciile și să se educe. Noi vedem asta la asociație, vin din ce în ce mai mulți oameni la cursuri și la ateliere, inclusiv voi, Șerban, cu echipa, și mă bucur foarte mult pentru asta. Fraților, educație. Educație, bă, că am ajuns la educația. Avea geniul imobiliar George și Caru o vorbă. George, am zis că o zic, tati, podcastul ăsta. Așa a zis George, educație e ca erecția. Când o ai, se vede. Good one. Foarte bună, George, foarte bună. Apropo de colaborare, după cum știi, vrei să intrăm în subiectul ăla? Da, men, ce da? Colaborare? Ce să știu? Ce aia mare. Ce povesteai când am intrat, da. Zis să nu povestești. Da. Apropo, Toma, care a fost cea mai mare? Nu, eu mi-am notat așa, nu, că erai foarte happy când te-ai așezat aici și te-am întrebat ce ai și ai zis că ne povestești, că ai avut o realizare mare. Eram foarte happy pentru că de-abia azi am conștientizat faptul că am făcut o tranzacție prolifică, nu neapărat ca și parte de remunerație, sigur că e și foarte importantă, că de-aia ne trezim dimineața în domeniul ăsta, finalmente. Am reușit să fac o tranzacție în colaborare și pentru asta îi mulțumesc colegii cu care am colaborat, Viviana Andrei, mulți din colegii noștri de braslă știu cine este. E foarte interesantă povestea. Azi am primit un telefon, azi fiind 13 iulie, de la o fostă clientă de-a mea cu care făcusem tranzacții succesive și mi-a zis: domnul Filipovici, știu că nu faceți chirii, dar persoana asta este prietena mea și aș vrea să o ajutați. Zic, dacă m-ați sunat dumneavoastră și știți că nu fac chirii, dar totuși vreți să o ajut, înseamnă că e o speță importantă. Așa că am să merg să văd despre ce este vorba, poate pot să o îndrum către un agent pe care îl cunosc, pentru că, repet, eu nu fac chirii și atunci nu sunt specialist pe chirii. Ok? Mă duc să văd proprietatea, am dat adresa, când văd adresa, mă drogam 4. Te drogai? Modrogan 4. Modrogan, am înțeles, Modrogan. Ok. Trecem peste. Nu odată, 4. Când am văzut adresa, mă drogam 4. Ok. Eu știam că se droghează numai 2. Așa. Crezi că ai glumit prima oară. Așa. Era să vomit în tupa asta. Superb. Așa. Hai să facem altfel. Ok. Zi-mă adresa. Văd adresa, o adresă foarte importantă din București, lângă Guvernul României, o vilă interbelică superbă, cu o suprafață impresionantă, de peste 1400 de metri pătrați util. Mam.
Care, unde începuse fit-out-ul, deci începuseră să o renoveze, să scoată tot și să o pregătească pentru următorul chiriaș. Bun, văd casa, când am văzut despre ce este vorba, am știut din secunda 2, și aici apropo de networking și apartenență la Pair, l-am sunat pe Radu Ungureanu și am zis: Radu, uite, sunt în proprietatea asta, știi că nu fac asta, dar am decis că o să fac asta și o să iau contractul de listing și am să listez casa asta. Și ce, stai un pic că poate nu e nevoie să o listezi. Dă și el telefonul la rândul lui. Primesc lead-uri, telefoane în aceea zi. A doua zi am prima prezentare. Eu le spun prezentări. Apropo, fac o notă aici, nu le zic vizionări. Vizionări le spun când mă duc să văd ceva. Prezentări e când prezint proprietățile din portofoliul meu. M-am conectat din prima cu proprietara. A fost super ok relația. A doua zi au venit potențialii chiriași cu care am și semnat, apropo, alaltăieri, trei luni mai târziu. Au văzut casa, au agreat covor. Doar că a fost, fiind un contract cu clauză diplomatică, diligențele au durat din 14 iulie până alaltăieri. Clauză cum? Clauză diplomatică. Adică? Când închiriezi unei ambasade, contractul este diferit față de un contract standard. Clauză diplomatică, ok, nu este, ca să explic... Ai închiriat unei ambasade? Am închiriat unei ambasade. Există niște diligențe un pic diferite, nu e ceva de speriat, dar având în vedere că dacă țara nu este în pericol de... Ce înseamnă clauză diplomatică? Dacă nu este țara respectivă în pericol de a rupe relațiile diplomatice cu România, practic este cel mai sigur contract pe care îl poți avea. Și am mai auzit asta în piață, că am mai avut o iterație cu o ambasadă unde nu am semnat din cauza, nu zic datorită, din cauza agentului care mi-a adus la o altă proprietate, pentru că n-a știut cum să gestioneze. E foarte safe, adică când auziți asta, domnule, ambasadele nu plătesc garanții, nu plătesc avansuri, nu este adevărat. Deci totul se discută, dacă ești suficient de profesionist și respecti pașii, totul se discută și se rezolvă. Se înregistrează la ANAF dacă e la de ambasadă? Bineînțeles că se înregistrează la ANAF, ba chiar în majoritate. Poate au ANAF-ul lor. De exemplu, aici vorbim de un contract unbreakable pe 5 ani, care se înscrie inclusiv în cartea funciară. Okay. By the way. Da. Long story short, ca să nu vă plictisesc cu chestii tehnice, chimia a fost atât de bună între mine și colaboratoarea mea, Viviana, facilitată fiind chestia asta de Radu, pentru că a avut secunda și a dat seama, băi, pac, pac, eu am securizat listing-ul, chiriașii potriviți sunt aceștia, bugetul există, și pur și simplu ce am făcut noi a fost să facem această conexiune pe fit-out, pe condiții și s-a închis. Și uite o tranzacție de palmares pentru echipa Renet, că nu în orice zi apare o proprietate pe Modrogan. Închiriată de o ambasadă. Și să și închiriez, nu? Că a apărut. Și aia că ți și eu cu frații mei, că știu că vreți să știți. Cu cât s-a închiriat? Cu 23.000 de euro pe lună. Dar vorbim de... Dați-mă, Flobo, cel mai tare studio de înregistrare din țara asta! De pe Negustor 25. Nu, Modrogan. 4. Cât dați voi chirie aici? 6, 7. E întreținerea mare. Spre 1000. Spre 1000 de euro. Ok. 23.000 de euro ca ambasadă. Vorbim de o adresă. Așa cum primăverii 1... Dar spațiu acolo, e mai mare decât aici un pic. Da, mă, eu nu zic că e mare chiria raportat la ce oferă, dar e o sumă pe care nu o închiriezi în fiecare zi. Ți-ai lași tu un an de chirie comision și ăla a fost. În 5 ani? Incorrect, incorrect. Glumesc, evident că e incorrect, că nu mai era aici cu noi, man. Ba da, eram. Chiar m-am gândit că vorbeam cu un coleg și un prieten foarte bun ieri, care semnează acum o tranzacție multe zerouri. Și mă gândeam, măi, dacă aș fi făcut eu tranzacția asta, mai eram în treabă, adică e atât de mare tranzacția, încât chiar mă gândeam, bă, asta e ok, ultima pe care o faci? Nu e. De ordinul milioane. Da, multe. În țară? În România, da. În România, în Ilfov chiar. Ieri am primit informația și am zis, bă, mă bucur din tot sufletul pentru tine și ce faci? Și, păi, merg înainte, ce să fac? Adică mai vreau să mai fac. Corect. Da. Deci ce să zic, colaborare între profesioniști extraordinar pentru proprietari. Deci lucrurile merg atât de smooth că nu văd de ce alege altceva, adică mi se pare
Dar, repet, nu acuz publicul de lipsă de educație. Am auzit asta la mulți agenți și mă deranjează foarte tare în care acuză vânzătorii că nu știu nu știu ce și nu știu ce. Păi de unde să știe? Fraților, de unde să știe? Dacă ei sunt... În average, oamenii fac o tranzacție, două în viață. Da. Noi facem, uite, în octombrie, eu în octombrie, eu cu soția mea am făcut 7 tranzacții. Am depășit media 5 vieți de oameni din București Ilfov. Da, cum să am eu pretenția ca tu să fii educat? Doar în octombrie. În octombrie, da? Anul trecut, asta nu înseamnă că fac 8 tranzacții pe lună, să nu mă înțelegeți greșit. Nu știu, uite, anul trecut e relevant, că în imobiliare se calculează la an. Anul trecut am făcut 37 de vânzări. Asta înseamnă 3,1 pic pe lună. Nu știu dacă să mai ajung la performanța aia, că oricum nu-mi dau seama cum am făcut-o, că a fost o nebunie totală. Au, că 3 vânzări pe lună nu e așa. Mai dar e ok, adică reprezentare e un agent... Mediocru. Nu, mediocru. De ce? Liniștit. Dacă faci 3 vânzări. Stai, dacă faci 3 vânzări pe lună. Case din Ilfov. Nu, cred că fizic e imposibil. Adică când ești singur, te țin minte în 2018 când am fost la un curs la Zola și stăteam, în stânga mea era Bogdan Guțu și în dreapta mea era Andrei Rusu, colegi de breaslă, puștate vechi. Și Bogdan mi-a zis, câți bani vrei să faci pe an? Și am zis, bă, vreau să fac și eu vreo, nu știu, 60.000 de euro, fi bine? Și bă, 60.000 de euro, cred că poți să-i faci singur. Dar mai târziu, primul pas, ia-ți un asistent administrativ, ca să te duci spre 80, 90, 100, și pasul 2, un agent de cumpărător. Și după aia, sky's the limit. Tu ai sărit la pasul 3 direct? Eu am sărit la pasul 5, printr-o, mă rog, mai multe conjuncturi și o etică de muncă foarte, foarte puternică și puțină nebunie, pentru că asta mi-a afectat un pic, apropo de sănătatea mentală a agenților, partea de familie, pe care am neglijat-o o perioadă destul de lungă, copiii mei fiind mici. Hai mereu scuza aia, măi, sunt tânăr, trebuie să trag, asta e, nu e chiar așa. Adică n-am avut concediu până anul ăsta deloc. Cum deloc? Deloc. În 2018, de când ai intrat în meserie, nu, n-am avut niciun concediu până anul ăsta. Anul ăsta e prima dată când am fost și noi în niște concedii. Și copiii tăi câți ani au? Copiii mei împlinesc 4 ani în decembrie, sunt gemeni, fată și băiat. Și tu nu ai dus, mă, într-un concediu 4 ani? Bă, adevăr că nu știu la vârsta aia. Că duceai la un an, îl întrebai la 2 ani unde ai fost, nu știai să deschidă gura. La 3 ani, dacă da, am avut, da, mă rog, i-am mai dus pe la casa de vacanță și nu știu ce, dar concediu real, anul ăsta sunt primele două concedii pe care le-am avut cu familia, în care am lăsat și telefonul mai într-o parte și nu prea am răspuns. Ce casă de vacanță, mă, frate? Casă de vacanță. Ai casă de vacanță? Unde? Două? Da. Unde ai mătut casă de vacanță? Una în Călugăreni și una în Bujoreanca, în județul Dâmbovița. A, nu la mare, la munte. Nu, încă nu sunt acolo. Ți-ai luat la sat. Sunt la sat. Întâmplarea face că nu sunt case bătrânești, sunt case pe care le-au luat părinții în anii 90, tocmai pentru că nu aveam bunici la țară și n-am putut să ne bucurăm de asta, dar ce obțin în cazul meu... Ce idee mi-a venit! Și închiriezi 2-3 bătrâni de acolo și pui să... Chiar așa a fost în cazul meu. Am avut o copilărie superbă pentru că am avut opțiunea, deși având bunici în București, neavând bunici la țară, să-mi fac copilăria la țară. Și acolo am învățat extrem de multe lucruri. Nu intru în detalii, că să uită nevastă mea și... Dar adică am învățat să not, de exemplu, nu știu, mă aruncam în gârlă, am învățat să mă bat, am învățat să fac focul, am învățat să merg cu bicicleta. Ai învățat să te bazi, dar tu ai fost și pe luptă, ai făcut de performanță. Da, eu am făcut box la Dinamo niște ani de zile, destul de mult. Am fost într-un liceu tehnic unde, după ce făcusem titlul Maiorescu numărul 45, care era o școală premium, să zicem așa, că, da, Caragiale. N-am reușit să intru la Caragiale, n-am avut notă suficientă, am intrat la un colegiu tehnic. În vremea aia exista încă piața Matache și zona Buzești, așa cum o știam noi pe vremuri, nu era bulevardul pe care îl știm acum. Era destul de dur. Și atunci unul din prietenii mei m-a luat de mână și a zis, băi, hai să mergem la Dinamo, să facem box, că uite care e situația aici, e destul de gravidă situația. Așa că am mers și m-am educat în sensul ăsta, m-a ajutat foarte mult boxul. Protejezi. Da, să mă protejez, să-mi văd ce înseamnă respect, umilință. E așa contră... comisioanele, Toma, că am vrut să-l întreb unul ta întrebare, ce țepe ți-ai luat, o șterg, că n-ai ce. Mi-am luat o singură țeapă. Tu, țeapă?
Da. Dar era campion național la box, băiatul ăla. Mi-am luat... N-a avut ce să-i fac. Mi-am luat... Nu, nici pe departe. Mi-am luat o țeapă, dar uitându-mă în spate, mi-am adus o minte, un sfat de la un meu prieten și trainer și agent imobiliar vechi, David Grigorescu, și pe care n-am uitat-o. Mi-a zis, eram tot timpul zic, băi, ce-am greșit aici? Și zice, băi, nu mai contează ce ai greșit. Uite-te și vezi ce ai fi putut să faci mai bine. Și pot zic că țeapa asta mi-am luat-o cumva pe barba mea, mi-a fi dat țeapă oricum. Orice aș fi făcut, intenția a fost de la început să țeapă. Nu-mi place cuvântul ăsta. Asta e. Asta e, a fost intenția. Culmea a fost că am vândut casa peste prețul de listă cu 20.000 de euro. Deci casa era 300.000. Asta o să rămână foarte mult timp în creier. Negureni 11, sectorul 4, în spatele Secuilor. O casă care nu avea niciun act. Deci nu avea autorizație de construire, nu avea RLV. Eu am rezolvat actele. Da? Intabulare, tot. Energetic, i-am plătit facturile, i-am făcut curat în curte, un an jumate. Era broker de credite, băiatul? Nu, este un prieten de familie care locuiește în Italia. Lasă-mă! L-am îngropat. Care locuiește în Italia, foarte bun prieten de familie, foarte bun prieten cu tatăl meu, pe vremuri, Dumnezeu să-l ierte. Când s-a făcut tranzacția... El a tot fost nu, deși aveam prețul de listă, nu, domne, dacă îmi dau X, le-o dau. Și oamenii au dat X. Respectiv 320.000. Noi avem 300.000 preț de listă. Îi ajut pe cumpărători, apropo de reprezentare, fără nicio obligație, le-am dat broker de credit, am aranjat toată tranzacția la notariat, la, mă contactează soția dânsului după tranzacție, știi, Tomițe, că... Noi ne-am gândit așa pentru efortul tău că 2000 de euro e ok și nu mai trecem prin firmă, ți dau un contul tău. Zic, poftim? 2000 în loc de 4% plus TVA? 2000 în loc de X% plus TVA, nu-mi place să vorbesc de comisioane și nu recomand nimănui să o facă în spațiu public pentru că Consiliul Concurenței va fi foarte activ pe noi de la anul. Onorariu X plus TVA. Oricum, suma tu era te băd aici, bine, ai podcastul ăsta cu tine, facem așa. La mine e 4% plus TVA, declar totul să vină este să-mi bată perfect la okay să spui despre tine. Este perfect ok să spui despre tine. Eu nu discut pentru că având rici pe zona asta de comision, nu vreau să înțeleagă cineva că în reprezentare există un comision setat. Unii lucrează pe 6, unii lucrează pe 2, unii lucrează pe 4. Este o chestie de relație comercială, de politică a companiei. Bun. În momentul ăla, sincer, pentru mine... Stai să mă stare, deci eu zic, băi, cum adică tu chiar pe bune nu vrei să mă plătești? Adică, serios? Serios? Nu vrei să mă plătești? Dom'le, că nu mi-ai reprezentat de fapt interesele, că tu de fapt îi reprezinți pe ei, în fine, a intrat într-o paranoia din asta, zic, băi, știi ceva? N-am vrut să intru, cumva aici, nu știu, poate aș acționa altfel azi, dar nu mă mai las să ajung în situația aia, n-am mai făcut nicio diligență, am renunțat efectiv. Zic, bă, voi să fiți sănătoși, faceți-vă treaba acolo în Italia, eu n-am nevoie de nimic. Pentru că, da, karma is a bitch. Pe mie o să mi se întoarcă pe altă parte banii pe care ar fi trebuit să iau de la voi din alte 11.000 de tranzacții și așa. Ceea ce s-a și întâmplat. N-am vrut, am discutat cu avocatul, mi-a zis, bă, îi facem, dregem, nu știu ce, pe nu știu ce procedură europeană, poprim conturile, zic, bă, forget about it. Știi? Adică nu vreau să intru în chestia asta pentru că am impresia că, apropo, eu o văd ca pe un viciu să faci rău cu bună știință atunci când poți să nu faci. Chiar dacă mie mi se adătorau banii aia și nu am în cea mai bună situație. Bă, am copii mici, nu știu ce, ok, dar nu vreau să intru în zona aia. Știu că vine pe altă parte. Și am zis, las-o așa. It's ok. Da, mă, foarte bine. E o lecție, am învățat din chestia asta foarte mult. Mi-am dat un master în cadastru cu ocazia asta și cum se poate face și care sunt căile legale de a intabula o construcție care n-a avut autorizație niciodată, dar e construită înainte de 2001. Și asta a fost. Bravo. Mergem mai departe. S-a întors, sigur s-a întors. S-a întors. La tine clar și la ei știu. La ei să fie sănătoși, nu-mi pare rău. Da. Toată lumea e... Pare mie rău, okay. Cum să nu-ți pare ție rău. Să le transmiți ceva că sigur se uită la... Acum nu mai îmi pare rău, Șerban. Atunci am fost un pic frustrat, cred că mai mult că mă presa nevasta. Ce se întâmplă de nu ție banii pe tranzacția asta? Zic, bă, ce se întâmplă că oamenii nu vor să plătească și o să ne angajăm într-un proces care îți dureze probabil pe, la fond un an. Și sigur că o să plească penalități și nu știu ce, dacă o să mai aibă de unde.
Dar hai să nu o facem și să ne vedem de drum, să nu ne mai irosim energia pe chestia asta. Ceea ce recomand și tuturor colegilor de breasă, să nu și irosească energia pe proprietari nemotivați, prețuri suprarealiste, la fel și celor care vor să angajeze agenții imobiliari. Dacă nu faceți chimie și nu sunt chestiile stabilite... Hai, mă, să vorbim de angajeri, mă, că am avut... Băi, da. M-au sunat mult, dar la un moment dat chiar aveam nevoie de 1-2. Dar eu n-am vrut să iau decât cunoscuți, prieteni, la care știu că pot să latru fără să se supere. Că eu sunt rău. La mine în birou chiar sunt rău. Și vine un om care a zis că are experiență în domeniul 15 ani. Și că vrea să încerce să lucreze cu mine. Și că ai vină la birou să discută. N-a luat pe frații mei, pus omul jos. Ce am aflat de la el, din una în alta, la câte anunțuri ai active acum tu? Păi, undeva la 13 anunțuri. Și câte mai sunt valabile? Păi niciunul. Perfect. Cum adică niciunul? Și cât estimezi că o să faci luna asta? Păi din... De ce nu le ștergi? Păi nu, eu mereu am 13-14 anunțuri active pe toate platformele. Good job. Păi și cum? Anunțuri care nu mai sunt valabile. Nu, dar nici nu sunt reale ele. Ma. Și din ce... Mama mă. Din ce trăiești? Ce, din ce faci tu bani? Păi eu sunt agent pe închirieri. Și toate anunțurile mele sunt la închiriere și am niște apartamente frumoase, 300-400 de euro. Sub 400 de euro nu lucrez. Așa e, sub 400 de euro chirie nu mă bag. Da? Îl sună omul, clasica aia, nu mai e valabil, dar vă găsesc altceva. Și când a prins un client, Cârlic, lucrează pentru el toată ziua. Ia jumate de la client, dacă vrea să-i dea și proprietarul ceva, bine. Dacă nu, nu. Câte faci? Păi fac 3 pe săptămână. 3 pe săptămână, zic că nu e o chirie întreagă, e 200 de euro zi. 3-600 de euro pe săptămână, ori 2-400 de euro. Pentru el e ok. Nevasta face și ea ceva la vreo primărie, ea și ea vreo 5.000 de lei, 6.000 și costă de mii, undeva la 200 de milioane se intră în casă, 20 de lei. Nu? Rezonabil pentru București, rezonabil. E pentru București. Cu 3 copii la limită. Nu, în 3, cu un copil am văzut. Cu un copil, scuze, un copil e în 3. Scuze. Bă, dar și cu câtă seninătate vorbea, ca și cum e firesc să nu fie niciunul activ și valabil. Care-i treaba? Cum voi? Da, aveți anunțuri adevărate? Băi, Pinocchio! Băi, Pinocchio! Garsoniera Unirii e 180 de euro centrale. Pinocchio, da. Vreau să fiu și eu un agent imobiliar real. Făcea cu cap. Făcea cu cap. 400 erau prețul la toate. Că era marja lui, să nu sune la 200 și pe aia de la. A, bun, bun. Da. Calificare. Da, mă, tată. Pentru că el trebuie să facă minim 1000 de lei per tranzacție, așa a zis. În caz și că nu vrea când începe la tine? Ia și uită. Când începe la tine? Ies că mă gândesc 2-3 ani și zic. Vă sun eu niciodată. Nu, i-am zis că mă gândesc 2-3 zile, dar că la noi dacă vei face asta, nu vom putea am colabora. O să avem anunțuri adevărate. O să fiu un băiețel adevărat. Îmi place să vorbesc. Am un clip vechi cu Pinocchio. Da. De colegi, dar am și eu acum, dacă tot a intrat în subiect. Am un apartament la Iancului și mă sună proprietarul. Cristi m-a sunat un agent, un băiat. Mi-a zis că el nu colaborează, că de ce să colaboreze cu tine? Că i-am zis, păi uite, poți să-l suni, că am contract de... I-a dat toată povestea, omul, nu, eu nu colaborez cu agenți, că păi de ce să colaboreze? Aduc eu client și ia el banii sau... În fine, și omul de fapt tot la fel, minim 15 ani, agent vechi pe zonă și m-a întrebat proprietarul ce să facem. Și am zis, cheamă-l la... Da, nu vreau, las făcă el. Important e să se vândă apartamentul, cheamă-l să vină cu clientul la vizionare, că ăsta e scopul, se vândă. Acum că omul nu... L-a chemat la vizionare, îmi trimitea poze în timpul vizionării, îmi trimitea pe WhatsApp proprietarul, zicea, bă, a venit omul ăsta, a intrat cu proprietarul, i-a zis că are 160 de metri, apartamentul are 124. I-a zis că blocul e după 80, blocul e 2017 și el îi zicea că e după 80, că a fost la construcție, îi povestea aia clientului, cum el e acolo de la construcție, că stă în zonă și știe blocurile și ăsta era siderat proprietarul, îmi trimitea poze, nu-i venea să creadă. Bă, tu îți dai seama că el de față cu mine aici îi spune asta. Îți dai seama că nu eram eu aici? Deci, efectiv, ia zic că are 3 camere, avea 2. Ia zic, deci totul era prețul, ia zic, 180.000, prețul 169. Wow. Și de față cu proprietarul acolo și proprietarul a zis, bă, n-am putut să-l las așa. L-am lăsat să-și facă numărul și după aia am luat eu pe doamnă și i-am explicat tot, că n-are 3 camere, care 2, că anul, că nu știu ce. Dar ce mea a venit legată la ochi la vizionare? Doamnă, nu-ți dă o cameră. Și te știi cum a dus-o și cum a adus-o. Bine, acum nu vreau să fiu... Nu sunt mirat deloc. Eu am pățit asta alaltăieri. Deci am o proprietate
nu mai zic că e reprezentare, că n-am altfel. A venit agentul care lucrase proprietatea înainte în sistem deschis, fără contract, fără nimic. O pusese și el la un preț cu 15% mai mult decât prețul actual de listă. A venit cu un cuplu foarte ok, foarte drăguți oameni, au văzut casa, le-a plăcut foarte mult, mi-a pus întrebări, le-am spus la toate și când ieșim afară în fața casei, dânsul se uită la mine, potențialul cumpărător, și zice: bine, bine, ne place foarte mult casa, dar prețul? Stai seama că, nu știu dacă m-am albit sau m-am înroșit, nu seama, am uitat la agent, zic să fiu polite, acum sau să-i o trag ăstuia, oricum nu mai are sens, că oricum ăștia nu cumpără pentru că nu știu la ce vin. Și am zis: prețul este X. Ok. L-am tras deoparte după aia pe agent, pe care... I-a dat doi pumni în nas? Nu, i-am spus: domnul X, Popescu, agentorescu, rugămintea mea este, eu cu drag, după cum știți, eu pentru proprietatea asta, eu vă ofer 1,5% comision plus TVA. Am o mare rugăminte să faceți o minimă diligență de a le spune unde este casa și cât costă. Atât. Nu vă cer altceva. Restul mă ocup eu. Pentru banii ăștia măcar. Eu prezint casa, eu fac tranzacția, vă plătesc banii, nicio problemă. În momentul în care încasăm, vă plătesc banii, dar măcar adresa să-l dați, că n-am semn pe poartă în cazul ăsta, că n-am unde să-l pun. Pe nume nu i-a dat-o ca să semneze cu ei contract de vizionare? Au semnat contractul de vizionare pe capota mașinii lui. După colț. După ce am plecat, eu m-am îndepărtat vreo 4 metri și am auzit, așa ca prin miracol, de discuția: și cât este onorariul dumneavoastră? Zice: 2,5%, nu mai mult. Și mă gândeam așa, zic: băi, ce chestie, că eu, uite, dacă cedez onorariu, eu rămân cu atâta, el câștigă dublu. Știi? Adică, dar sunt ok cu asta în interesul clientului meu. Exact. Dar bă, fă-ți minim de efort, zici tu unde-i casa și zic cât costă. Mie. What the hell? Adică nu presupune tu că ia-s oameni de 400-500 de mii și îi aduci la mine și nu știi unde e. Cu oamenii veseră cu un Q8. Unde îl parcăm? Păi ce crezi? Nu avem parcare. De ce nu le-ai zis dinainte, ca să nu mai îmi pierd eu timp o oră? Că eu fac niște mulți bani pe oră. Eu. Nu vrei să nu mai îmi pierzi tu mie timpul? Orele. Te rog frumos. Am ore de bani. Da, mie mi s-a părut fenomenal în faza de v-am povestit-o, că proprietarul îi explica agentului de ce trebuie să colaboreze la telefon. Deci asta mi s-a părut, eu n-am mai auzit așa ceva. Petre, pe care îl salut, dacă nu știu dacă se uită, îi explica omului că uite, eu am contract de reprezentare, că uite, băiatul ăsta a venit, a făcut niște poze, a făcut clipul, a promovat, nu e normal, îi explica omul. Da. Voi ați văzut mesajul la care s-a propagat pe grupurile de colaborare astăzi? Mesajul vocal? Nu. Deci a fost fantastic, am rămas siderat. O agentă a pus un mesaj vocal pe care l-a primit clienta ei de la un agent din piață. L-a înregistrat și l-a pus pe n-am văzut. Un agent care explică vânzătoarei că nu e bine să blocheze proprietatea cu un singur agent, că trebuie să colaboreze cu cât mai mulți ca să aibă mai multă expunere. Și că asta e o chestie abuzivă și că oricum dacă vinde proprietatea cu el, în instanță n-are nicio șansă agentul respectiv, deci să lucreze cu el. El nevăzând proprietatea, necunoscând proprietarul. Deci este înregistrarea pe grupurile de colaborări, e făcută publică, inclusiv numele agentului. Care expunere mai mare decât atunci când lucrezi în reprezentare exclusivă, n-ai cum să ai. N-ai cum să ai. Că tu, vânzător român ce ești tu, n-ai cum să știi, fiind educator la grădiniță sau ce ești tu, creator de piese Lego, orice altă meserie, astea mi-a venit în cap acum, da? Sau fabricant de pahare de Jägermeister. N-ai cum să știi mai mult de 5, 7, 10 agenți imobiliari în viața ta. Și am zis cifre mari. Un agent în reprezentare exclusivă are acces la sute de agenți imobiliari. Practic. Unul la mână, doi la mână. Vă spun din perspectiva mea că acum denotă neseriozitate. Deci dacă eu am o casă, oriunde ar fi ea, că e o casă de 130.000 în Ștefănești sau o casă de 800.000 în Pipera și eu o arunc la 10 oameni, nu am niciun control, nu știu cum arată, eu nu știu actele, nu știu situația juridică, o pun la 7 prețuri, păi asta denotă neseriozitate și atunci se confundă cu acele anunțuri cârlic despre care vorbeai. Și nici nu sună, și nu sună nimeni. Da? Și te întrebi, băi, nu se vinde, ce ai naibii sta agenții ăștia imobiliari? Păi scuză-mă, intervievați, dragilor,
5-7 agenții imobiliare, hai să vedem cine e mai bun. Noi nu suntem la nivelul ăla în România încă de competiție între agenți, nu există, că piața e atât de mare, încă dacă eu sau tu luăm un lead, l-am luat, gata, la revedere, am luat contractul. Eu nu mă bat cu tine pe un listing, că e loc pentru încă 1000 de agenții mâine. Nu e prea mulți. Nu e aici te contrazic. Îți spun, când va veni, suntem în fază, noi nu vorbim despre asta, deși alții au făcut-o în spațiu public, nu vorbim despre lege, pentru că știm cât a durat și felicitări ce mandatarilor de la PAIR, Igor Postovanu și David Grigorescu, suntem în al patrulea an de lucru pe lege. Lucru pe lege înseamnă, studiază legislația din Europa, studiază legislația din America, discută cu legiuitorul, discută cu ANC-ul, discută cu Ministerul Muncii, discută cu ANCPI-ul și vezi dacă ne pupăm cu UE, plătește avocat să scrie legea, plătește avocat să facă comunicare instituțională. De 4 ani de zile, APAIR-ul a tras să țină chestia asta pe linia de plutire ca să avem o lege. Unde ne-am aliat cu, apropo, cu ABI și îl salut pe Dragoș Vâlceanu pentru că îl respect foarte mult. Și ce cu înseamnă CEIR. ABI? ABI este Asociația Brokerilor Imobiliari din România. Și CEIR este Comunitatea Elitelor Imobiliare din România, dar este o asociație patronală. Unde sunt Remax, Blitz și cine mai este azi, nu știu exact, înainte erau Eugene Estates și Sud Rezidențial. Nu știu cine mai este azi acum. Ideea e că noi am făcut o pseudo-federație, că nu este oficializată, ca să ne putem permite să facem această lege care este în primul rând în interesul consumatorilor. Și în momentul în care va exista o lege și va exista obligativitatea existenței unui contract, vor dispărea în mare parte aceste anunțuri false. Pentru că eu știu de la Laura, care lucrează cu cumpărători. Oamenii vin la noi extrem de frustrați. 7 din 10 anunțuri sunt false. Da, sau conțin informații eronate. Este extrem de frustrant să intri pe un portal și tu să nu poți să-ți cumperi o proprietate pentru că sunt informații false. Da, e bună ideea cu trâmbițașul.ro. Știi trâmbițașul.ro? Da, știu, am studiat. Știi, felicitări. Da, e foarte tare. E lucru, tare. E gata până ianuarie 2024, unde pot posta. E o Doamne aplicație ajută. Imobiliară, de fapt, că e și pentru iOS și pentru Android și pentru desktop. E aplicație unde pot posta contra cost proprietarii și agenții imobiliari în reprezentare exclusivă. Faci dovada proprietății, încarci actul de proprietate în aplicație conform legilor și să se vadă că ești proprietar sau încarci contractul de reprezentare exclusivă să se vadă că ești reprezentant. Știi de ce n-a făcut nimeni asta până acum? Al acelei proprietăți de care te ocupi. Așa zicea tata. Dumnezeu să-l ierte. Când vrea să povestească ceva. Da, și pentru utilizatori, pentru cumpărători sau creier, e gratis. Practic, cum sunt toate platformele imobiliare, pe asta se bazează, nu? Că plătești. Nu e. De ce? Tu faci ceva revoluționar în sensul că faci foarte clară diferența între for sale by owner, FSBO, da, direct proprietar, și agenții de reprezentare cu dovada contractului. Portalurile mari, agregatele mari, site-urile de anunțuri nu își permit să facă asta pentru că ar pierde vânzări. Pentru că se merge pe volum, eu merg pe calitate. Se merge pe volum care și... Care calitate, da, va deveni volum de-a lungul anilor, o lăsăm organic. Tari. Bravo. Este cea mai bună organic. Schimbare de paradigmă, pentru că în momentul când ai calitate, faci mai mult business, faci mai mulți bani, da, oamenii sunt mulțumiți, da, hello, more business, more, da, business. Dacă tu ai junk, dar ai multe, so what? Pentru că oamenii oricum se frustrează și se luptă cu chestia asta și e groaznic. Și câștigi și timp cu trâmbițașul.ro. Știi de ce? Că postezi doar video. N-ai voie poze, descriere, atâta. Nu, tati. Filtre și videouri. Nu ești în acord minute cu descrierile emoționale de 480 de caractere? Făcute de... el era să zic de ChatGPT. Nu sunt de acord. Pentru că timpul e înainte cu poveste. Timpul e cel mai la început. Făceam și noi poveste, dar timpul e cel mai de preț. Câteva unde m-au sunat oamenii și am ce poveste, că a fost un factor. Sunt tradus și mie o carte. Eu cred că sunt 7-8 touch-uri până un cumpărător decide să ia listingul de la tine și astea înglobează tot, pentru că mixul de marketing egal la agricultură, trebuie să sedești tot câmpul, adică trebuie să faci și ce face Șerban, dar Șerban sau tu, adică nu e doar asta. Ai și anunțurile, ai și video, ai și prezența ta, awareness-ul tău în mediul online și în mediul de business. Da. Adică omul te atinge de mai multe ori până alege să cumpere produsul respectiv. Da. Deci trebuie să le faci pe toate. Deci, dragi colegi agenți imobiliari, trebuie să le faceți pe toate, să fiți prezenți peste tot, da, și constant.
Ce nu you do. Și te felicit pentru că nu știu de unde ai atât energie să faci asta. Ne. În continuu. Mai duci un pic. Ești tare. Am albit. Păi hai cu listarea aia la bursă. Să listăm la bursă? Nu, frate. Nu, că scade calitatea serviciilor. Controlez cât pot. Da, e o provocare. Uite, eu nu sunt capabil să am o structură mai mare decât ce am acum. Nu pot. Nu sunt acolo. Adică eu nu pot să... Ori ești manager, ori ești agent. Da, mă, tu poți altele. Eu pot altele. Eu nu pot fi manager pentru că nu cred că sunt tiparul ăla. Nu știu dacă pot să... Trebuie să mă educ în sensul ăsta și probabil că la o vârstă mai târziu. Deocamdată sunt încă verde, deși nu par. Am împlinit 34 de ani. O, mulți înainte. Mulțumesc la fel. Luăm o pauză, fumăm un pipi și după aia grozav. Continuăm. Da. Am revenit după scurta pauză insesizabilă cu partea a doua, mică, scurtă, că ce scurt e bine, sau cum era vorba aia? Nu știu, la mine așa merge, cu ce okay. Scurt e bine, cine așa o păcălesc. Sunt Petre. E bine. Recomand brânca ursului. Brânca ursului? Da, este un supliment naturist care îți ține tensiunea jos și îți dă foarte bună energie, inclusiv te ajută la libido. La libido, am înțeles. Mai aveai tu una la început, dar n-ai vrut să zici. Ce se spune despre chelie? Că? Că e o cauza a? Activității sexuale foarte intense sau unui onanism foarte intens. Am înțeles. Și vreți să ne spuneți de unde lipsa părului pe rând? Am făcut gluma acum, hai să zici în fiecare. Da, o calviție agresivă e semnal... Știu o clinică în Turcia care va să mascheze efectele. În Turcia orice. Da. Zi-mi o zonă din București unde ai vândut cel mai bine, unde ți se pare ușor de vândut, dacă există așa ceva. Mi-am notat eu întrebarea asta. O zonă din București unde se vinde foarte bine. Azi? Da, sau unde ai vândut tu foarte bine. Măi, mi-e greu să pun degetul pe o zonă. Cred că... Iarăși un apanaj al reprezentării. Lucrând pe recomandări și fiind piață caldă și fiind business recurent, te duci unde este nevoie exact. De tine, în cazul meu București, Ilfov. Dacă mă uit în spate, sectoarele 2 și 3, astea au fost prolifice, deci tot ce a însemnat 2, 3 camere, chiar și 4, sectoarele 2 și 3, le-am vândut în timp record. Sunt foarte aglomerate. Sunt foarte aglomerate, sunt de multe ori, sunt și cartiere, ok, nu sunt chiar cartiere dormitor, cum le-am fi spus în trecut, dar e cererea foarte mare, nu sunt stocuri și de ceva vreme încoace, cu noua administrație a Bucureștiului, s-a construit mult mai puțin și nevoia a rămas aceeași. Și atunci intervine un fenomen care se numește scarcity, deci nu ai stocuri. Și atunci automat competiție cresc prețurile. Adică dacă azi vrei să-ți iei un apartament cu 4 camere pe decibel, succes nebunie, față de acum 7-8 ani. Dar sectoarele 2 și 3 pentru mine, deci dacă vorbim de Dristor, Muncii, Iancului, Ferdinand, Dimitrov, zona aia acolo am copilărit, apropo, pe Mătăsari și Pictorian Andreescu, e o zonă în care proprietățile se vând foarte bine, repede și la prețuri foarte bune. Și acolo am avut destul de mult succes. Okay. Blocuri... Zi tu. Mai aveam o zonă care îți displace sau dacă te sună cineva... Nu există zonă care să-mi displacă. E unde? Da, pentru că nu imobiliare nu e vorba despre proprietăți, e vorba despre oameni. Okay. Și atunci nu există zonă care să-mi displacă, eu servez nevoia. Mi se pare cea mai mare onoare să fiu util. Asta e o valoare a mea, îmi place să fiu util. Și pe alea livezilor, o garsonieră. Am vândut și în Ferentari, o să râdeți poate, dar dintr-o garsonieră în Ferentari am avut așa, mi-am făcut un arbore al lead-urilor care au plecat de acolo, de recomandări. Țin minte foarte clar că atunci îmi calculasem un orariu și cred că nu mi-acoperea săptămâna aia de costuri. Și zic, măi, totuși oamenii sunt foarte ok, am avut o chimie foarte bună cu ei, hai să-i ajut. Am vândut garsoniera în 8 zile la prețul de listă. A fost o tranzacție de 24.000 de euro, din care au plecat niște tranzacții care au ajuns până la asta de care vorbeam mai devreme. Deci așa am ajuns aici, da. De la o garsonieră din Ferentari, oamenii aceia mi-au recomandat un rude, le-am vândut un tren în Bragadiru, după aia s-a vândut un alt apartament, m-am împrietenit cu contabila.
firmei respective care avea apartamentul, am reprezentat firma ei, care de firma pentru care lucra, o firmă foarte mare din România. Am ajuns la o altă recomandare pentru o doamnă care reprezenta, era la momentul respectiv, cred că încă este directoarea unei mari companii de auto din România și a unei asociații la fel de mari. I-am reprezentat în vânzare, unde am fost într-o competiție cu 15 alte agenții. Deci, ei ce au făcut? Au făcut o chestie foarte interesantă, mi s-a părut și competitivă. Au dat același mail către 15 agenții imobiliare. Câte agenții credeți că au venit la vizita inițială să vadă proprietatea? Tu. 3. Eu și încă 2. Și în finală, ca să zicem așa, am rămas eu și cu Adrian Oprea, de la agenția Reago, și eu am luat contractul. Și am vândut proprietatea în 2 săptămâni. O proprietate în București, în noi. De acolo au plecat altele și altele și altele. Până la Casa Poporului. Și o să vinzi Casa Poporului de la o garsonieră din Ferentari. Ăsta e mindset-ul pe care ar trebui să-l aibă colegii noștri. Da. Deci nu vă uitați la proprietate, nu vă uitați la sume. Și eu când eram la început am avut o aroganță din asta inexplicabilă. Dom'le, eu nu lucrez decât de la 100.000 de euro în sus. Este o greșeală majoră. Deci lucrați cu oameni, nu cu proprietăți. Și faceți acele servicii pe care le promiteți că le faceți. Da. Blocuri noi sau blocuri vechi? Cu ce te simți mai bine? Cu blocuri vechi. Și eu la fel, bă, frate. Da. De ce? Am vândut proiecte cu succes, proiecte noi. Am simțit că mi-e mult mai bine să relaționez cu o familie care se mută decât cu cineva care are un interes strict pecuniar de cifre, pentru că niciodată un dezvoltator nu o să vadă un agent de reprezentare ca pe un partener, cu foarte mici excepții. Ai dreptate. Mulțumesc. Îmi place mai mult să mă conectez cu oamenii, cu locul, să văd contextul și să vând acel context cumpărătorului potrivit. Și atunci sunt mult mai confortabil pe cartier decât pe proiect nou. Nu le zic nu. Ai vândut un bloc întreg vreodată? Ți-a dat vreun dezvoltator un bloc întreg, o reprezentare exclusivă? Da, da, da. Am avut 2 astfel de iterații. Una am dus-o la capăt până la final. Cu foarte multe aventuri din și care una am la capăt foarte până mult. La jumate și una la capăt până la jumate, exact, unde am decis să ne despărțim, dar am rămas în foarte bune relații și am mai avut o speță în care am avut un imobil, dar e drept, era un imobil butic absolut deosebit, cu doar 4 unități. Întâmplarea face că l-am vândut integral unei singure entități. Wow. Și aia a fost cea mai mare tranzacție pe care am făcut-o, by the way, până la momentul actual. Și cu acel vânzător pe care îl salut și îi mulțumesc că mi-a acordat încrederea ta timp și lucrez cu el și cu familia lui încă de atunci, din 2018. Atunci ai vândut buticul? Da, la început. În primul an? Da, în primul da, tău an ai făcut cea mai mare tranzacție, da, de până acum? Da, ce da, tare. Da. Și de atunci sigur că s-au acumulat ca volum mult mai mult de atunci, dar el mi-a acordat încrederea, a fost din piața rece. Asta zic, cum ai luat în primul an un... A fost lead intrat pe site, pur și simplu ne-a scris pe site-ul agenției din care făceam parte atunci și eu am fost absolut procedural, am stabilit vizita inițială, ne-am cunoscut, am zis da, sigur, veniți la birou, cine sunt proprietarii? Eu și familia, ok, veniți la birou să stăm de vorbă, le-am prezentat serviciile, zic bun, mergem mai departe, zice da, păi și cum facem? Zic, păi trebuie să vă fac analiza. Le-am făcut analiza, a ieșit destul de aproape de prețul de listă. A durat tot ce vă povestesc eu acum, e pe repede înainte, a durat 6 luni acest proces. Am luat listing-ul și l-am vândut în 60 de zile la prețul de listă. Deci l-am listat la 900.000 de euro, l-am vândut cu 900.000 de euro. Și de atunci suntem împreună, adică lucrez pentru ei, ne înțelegem foarte bine. Am vândut mai multe proiecte de ale lor, am închiriat în cazuri particulare. Bă, ăsta ai avut un boost, ai avut un boost. A fost un boost extraordinar pentru care sunt foarte recunoscător. Da, mi-a dat încredere. Eu întotdeauna am avut încredere foarte mare în mine, în toate domeniile în care am activat în trecut. Am avut norocul să am multe joburi, multe domenii de foarte mic. Deci de când am, de la vârsta majoratului, am avut oportunitatea să lucrez. Deci nu am fost ținut în brațe sau mai știu eu ce și am învățat să fac raport cu oamenii. Să știu să mă plasez și la să discut atât cu un director de multinațională cât și cu un, nu contează, nu-mi place să pun etichete, cu oricine. Pot să fac raport. Știu ce înseamnă să fiu umil, știu ce înseamnă respectul,
oferi respect, primești respect. Ai lucrat doar în servicii? Prestări servicii? Da. Da, am lucrat doar în prestări servicii. Da, am lucrat doar în prestări servicii. Nu, în vânzări nu mai lucrasem până să intru în imobiliare. Deci, de regulă, am fost nu în vânzări. Logistică, inginerie. Mașini de spălat. Mașini de spălat. Nu, n-am avut asta. Nu, am fost inginer electromecanic pentru o firmă de generatoare industriale și cilere, cea mai mare din România chiar. Și acolo am avut oportunitatea să fiu trimis am lucrat în toată Europa de Sud-Est. Mergeam la proiecte și implementam proiecte. Stăteam plecat foarte mult și mă ocupam de tot ce însemna mecanică, electrică, implementarea proiectelor. Dar, da, stăteam 6 luni, 9 luni plecat. Era foarte bine din punct de vedere financiar, dar din punct de vedere al familiei nu era ok. Plus că nu prea aveam perspectivele. Soția m-a inspirat să intru în imobiliare pentru că ea e mai veche decât mine în domeniu, mai în lucrat, industrie. Da? Da. Ea a lucrat încă din 2013. Oho. Da, a lucrat pentru dezvoltatori și de aici mi-a venit. De fapt, ea mi-a propus să... Și atunci, în ziua în care mi-a propus, a zis, băi, hai să fac asta. De unde încep? Există o asociație profesională, există vreun standard, există vreo lege și am stat și am căutat pe internet și am găsit APAIR. Și acolo am văzut pe David Grigorescu, era președinte atunci și m-am amintit că l-am cunoscut la o petrecere într-un subsol undeva pe strada Traian. Și zic, salut David, uite, văd că tu ești agent imobiliar, dar eu n-am reținut chestia asta. Zic, vreau să fiu și eu agent imobiliar, de unde încep? Și zice, băi, ești norocos pentru că tocmai urmează să facem stâna viitoare două cursuri. SRS și RENE. Ce înseamnă fiecare în parte? SRS este Seller Representative Specialist, specialist în reprezentarea vânzătorului, și RENE este Real Estate Negotiation Expert, deci expert în negociere imobiliară. Astea sunt primele două cursuri pe care le-am făcut și deși sunt cursuri pentru avansați, tot ce mi-am notat acolo, astăzi pot să zic că fac undeva la 85% din acele notițe. Le implementez în viața de zi cu zi, în viața mea profesională. Deci mulțumesc David APAIR și... Băi, David, un om de nota 10 pe care vreau să-l invităm la un moment dat la podcast. Merită. Și pe alți mulți specialiști în domeniu. Dacă aveți idei de invitați, scrieți-le acolo. Nu le aducem, dar ne gândim la ei. Poate la un moment dat, când cei pe care, poate la un moment dat când cei pe care îi invităm nu poate să ajungă, dăm un search acolo. Da. Bun, nu mai am nimic. Nu mai ai nimic? Dar n-am. Nu mai am nimic. Mulțumim frumos, Toma, o să te mai invităm la anul, dacă vrei să vii. Frate meu a zis că vrea să vină, Vlad Trâmbițaș, și a zis că mai are lucruri de zis și ar fi bine să... Am zis că facem ediție specială cu Vlad de Crăciun, de Revelion. Da, de Crăciun, de Revelion, cred că facem ediție specială cu Vlad. Crezi că, în încheiere, crezi că vom ajunge la un moment dat să lucrăm cu toți în reprezentare exclusivă? Nu. Da, cred că va fi o cotă importantă de piață deținută de agenții imobiliari care fac reprezentare. Da. Cred că asta este important. Să ne uităm la volume, deci, și la câte tranzacții fac. Nu, e o problemă atât politică cât și culturală, dar totul pleacă de la noi, profesioniștii din piață. Deci dacă noi ne ducăm în sensul ăsta și livrăm servicii de calitate și ne asumăm faptul că nu putem să vindem 100 de proprietăți pe an, pentru că este imposibil. Doar într-o echipă poți să faci asta, dar tu ca agent simplu, pentru că uite, APAIR-ul se adresează în primul rând echipelor mici și agenților care sunt individuali, sunt singuri. Setează-ți așteptările, ducă-te și vei vedea în următorii, eu acum nu o să vă vând gogoși, noi știm că va dura 15 ani să vedem efectele a ceea ce facem acum. Deci noi o facem pentru posteritate. Noi nu facem pentru noi. Asta facem la APAIR. Dacă vrei să-ți spun întrebarea de la început cu APAIR-ul, de ce și cum. Noi facem lucruri pentru posteritate. Deci să-mi notez în 15 ani să-mi scriu. Da, cu să mare drag. Să 15 ani, să vii să culegi roadele. Condițiile probabil că vor fi altele, dar sigur, cu drag. Cu cât avem mai mulți oameni care aduc valoare în business-ul pe care îl fac, cu atât mai mult publicul va veni către noi. Și atunci lucrurile se îmbunătățesc gradual. Nu poți să le faci de un an la altul, nici măcar prin legislație, pentru că, mă scuzați, legea
ok, scenariul optimist iese anul ăsta, scenariul mai puțin optimist iese undeva în primăvară, după care vom lucra la normele de adoptare un an jumate, poate chiar doi. Deci până va anul ăsta iese, anul ăsta poate iese. Există o șansă. Da. Și eu, toată lumea o să spună că da, că electoral, că nu știu ce, nu, interesul este atât de puternic, atât din partea legiuitorilor, și o să vă spun, îmi permit să vă spun ceva, acei legiuitori care au pus din nou legea asta pe masă, parcată din 2000, și ei au avut experiențe imobiliare și își doresc ca acest domeniu să fie reglementat. Și plus că știm că niciodată anul electoral nu a influențat nimic în țara asta. Deci... asta mi-a zis cineva într-un podcast și m-a pufnit râsul că politicul nu influențează imobiliarele, serios. Look around, adică că, pe bune, hai să... Normal că influențează, totul este politică. Și dacă ignorăm politica, înseamnă că... Nu e men totul politică, lasă-mă. Uite, în trâmbițașul.ro nu va exista politică. Doar anunțuri 100% reale. Succes 0% maxim. Comision. Succes maxim, vă doresc. Vă mulțumesc din suflet că m-ați invitat. Drag. Și noi mulțumim. Mă simt foarte bine cu voi. A luat final episodul numărul 11. Ne vedem cu episodul numărul 12 data viitoare cu Cristi Priză, Șerban Trâmbițașu și cine vine săptămâna viitoare? Vedem, vorbim. Încheie tu, Priză, stilul. Aveți grijă de voi, fiți buni de câte ori se poate și întotdeauna se poate. Și dacă vreți să lăsați și un comentariu să știm că nu facem podcastul ăsta degeaba, astăzi bine veniți să o faceți. Pa!